E incredibil cum în România, atunci când se întâmplă realmente câte un eveniment sau are loc chiar o situație în care jurnaliștii ar merita să arate că sunt cu adevărat jurnaliști, lucrurile dispar așa pur și simplu în an. Avem de-a face cu o situație excepțională, zic eu. Un militar, și nu orice militar, un militar francez, cazat, atenție, nu într-o unitate militară, ci la un hotel chiar de lux, am spune, din capitală, dar unde în general se cazează mărimile din armată, din armata noastră sau din armata altor țări, este găsit înjunghiat o plagă în zona gâtului, atenție, și cu o foarfecă pe piept. O chestiune, trebuie să admiteți, care din start naște tot soiul de semne de întrebare. Și vom încerca să vedem dacă într-adevăr ne aflăm în fața unui banal caz de sinucidere. Mi se spune că se anchetează varianta sinucideri. Gândiți-vă la câte sinucideri de genul ăsta ați auzit. Unul care la un dat vrea să sinucidă, brusc ia o foarfecă și o înfige gât și apoi îl găsesc anchetatorii cu foarfeca pusă pe piept și el într-o baltă de sânge și mort. Dar e un caz peste care s-a trecut foarte, foarte rapid. Mărturisesc aici că am și un mic orgoliu profesional, dacă vreți. Sunt cel care a dat primul această știre, primit de la o sursă, cineva ca din cadrul hotelului și pe care am și verificat-o după aceea la recepția hotelului. Când am sunat la recepție și am întrebat dacă se mai fac cazări având în vedere noi circunstanțe, doamna de acolo mi-a spus la un moment dat foarte amabil, a zis, da, zice, la ce vă referiți, ce fel de circunstanțe? Și eu am zis, la cazul ofițerului francez găsit astăzi mort. Cine sunteți? În ce context mă întrebați? A strigat doamna de la recepția hotelului în receptorul telefonului. Și am zis, sunt jurnalist. Și a zis, îmi pare rău, nu sunt autorizată să vorbesc despre asta, e ceva confidențial. Bineînțeles că după aceea a închis, dar pentru mine a fost suficient. Am zis, tocmai ce ați vorbit. Mi-ați confirmat indirect că într-adevăr a avut să loc un astfel de eveniment. Apoi au apărut detalii și într-adevăr este vorba, așa cum veți vedea și în materialul următor, despre un militar francez în vârstă de 41 de ani. Dar noi vom discuta cu specialiști despre această speță, pentru că, repet, e o situație care naște semne mari de întrebare. Se întâmpla la două zile după venirea în România a ministrului apărării din Franța. Să privim un material. Militarul francez în vârstă de 41 de ani a fost găsit mort în camera de hotel de o cameristă care a sunat imediat la 112. Ajunși la fața locului, polițiștii nu au identificat urme de forțare a ușii de acces din camera de hotel, iar în interior nu ar fi observat urme de răvășire. În schimb, bărbatul a fost găsit decedat cu foarfeca pe piept, presupunându-se că după ce și-a înfipt-o în gât, acesta a pus mâna cu tot cu foarfecă pe piept. Acestea au fost primele concluzii ale anchetatorilor, care sunt de părere că este vorba despre o sinucidere, mai ales după ce s-a analizat dispunerea stropilor de sânge. Totuși, nu s-a descoperit încă vreun bilet de adio. Cadavrul militarului a fost ridicat și transportat la Institutul de Medicină Legală, iar parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București a preluat ancheta. Militarul ar fi fost văzut în viață ultima dată vineri, potrivit unor surse juridice. Militarul, împreună cu alți camarazi, s-ar fi cazat la hotel la data de 3 noiembrie, camerele fiind rezervate până pe 3 ianuarie 2023. Autoritățile urmează să verifice imaginile de pe camerele de supraveghere, dar și sistemul de cartele pentru intrarea în hotel. Franța conduce grupul de luptă al NATO din România și își va spori prezența militară în țara noastră. Doar la Cincu sunt cantonați în acest moment peste 700 de militari. Presa din Hexagon a scris în ultimele zile că mai mulți soldați s-au plâns de condițiile din țara noastră. MAPN a susținut însă că responsabilitatea este a părții franceze. Probabil că acest incident va fi speculat politic în Franța de partidul domnului Mélenchon, de la France Insoumise, așa cum constant acest partid a speculat orice se întâmplă în legătură cu participarea Franței la misiunile NATO din străinătate, dar cred că o colaborare foarte bună între autoritățile franceze și cele române va scoate la lumina adevărul. Repet, nu cred că există vreo posibilă conexiune politică sau cea de genul acesta. Sigur, nu sunt foarte dese acestei, nu foarte des găsim acest gen de incidente, dar cred că nu trebuie să interpretăm într-o cheie politică.
Da, multe prostii sunt, se rostesc în general pe marginea unor astfel de incidente. Da, Silviu Sergiu este în continuare în studio și mulțumesc foarte mult că a rămas alături de noi. Mi s-a alăturat Ciprian Purici, analist politic. Salut, Ciprian. Bună seara. O să avem legătura și cu Mirel Palada prin Skype, dar acum suntem în legătură telefonică directă cu profesor dr. Tudor Elbutoi, psiholog criminalist. Bună seara, domnule profesor. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Salut, salut și invitații tăi, toată dragostea. Domnule profesor, câte cazuri de sinucidere cu foarfecă ați văzut la viața dumneavoastră în activitatea? Absolut niciun. Zău? Deci... niciun. Ești foarte atipică povestea asta, să te sinucizi cu foarfeca când ești militar și ai pistol. Corect. Și sinuciderile la militari sunt prin excelență finalizate prin foc de armă, prin pistol. Bun, atunci, iertați-mă, sigur că nu o să ne spună nouă anchetatorii ce a fost acolo, dar mai e și o altfel de discuție aici, acum vă întreb și un pic detectivistic, așa, de unde naiba foarfecă în hotel? Adică, nu, eu, din toate camerele de hotel în care am stat în viața mea, nu cred că am văzut vreodată vreo foarfecă, da? Dumneavoastră știți, dragă Robert... Vă rog, domn profesor. Dragă Robert, da. Că... dacă după un porhart, e, în porhartul ăla poate să existe un tip special de foarfecă. Aha. Cu care se poate tăia sârmă, cu care se poate face multe lucruri. Știți, noastră, o multitudine de șmecherii. Da. E posibil, cu aia omor și un porc. Dar ideea este că militarul are la îndemână revolverul și se împușcă în cap sau în inimă. Asta este experiența mea. Deci, acum, experiența dumneavoastră ar fi că... dincolo de orice fel, da, de speculații. Vă rog. Este de luat în calcul condiția militarului, care se află la post, se află într-o misiune, a lăsat în urmă probleme, problemele familiei, am înțeles că sunt probleme în familia acestui militar, o divorțialitate sau ceva de genul acesta. Mai departe, aflu că el este aici pentru a fi numit la post. Păi, a fost numit, n-a fost numit. Da, nu s-ar fi putut și să nu numească, nu știu din ce motive, să se strice șmecheria și să aibă o reflexie negativă asupra destinului ca militar. Sunt multe lucruri de discutat în povestea aceasta. Deci, pentru suicid pledează o puternică presiune psihologică. Uh-huh. Omul nu poate să își rezolve ecuația și recurge la acest gest. Dar, Robert, nu mă provoca. Dacă mă provoci, dacă omul are o datorie de plătit care s-a finalizat aici, pe teatru de operațiuni neutru sau implicat, nu-mi dau seama, pentru că militarii aceștia poartă după ei specificitatea serviciilor militari. Și atunci sunt multe de făcut. Cazul e interesant din punct de vedere criminalistic. Am convingerea că specialiștii pe care îi cunosc, cu care am lucrat, mulți dintre ei mi-au fost studenți, masteranți, etc., în cooperare cu aliații aceștia, o să rezolve problema. Puteți să ne spuneți, domnule profesor, cam cum decurge ancheta, ce se întâmplă în momentul de față? Sunt camere, luate camerele de supraveghere, se caută amprente, cam care este mecanismul care se pune în mișcare în urma unei astfel de situații? Principala poveste în chestiunile acestea este lămurirea cercului de relații. Mm-hmm. Robert, mm-hmm, cu cine a stat de vorbă? Se va face acum percheziție electronică. N-a lăsat un mesaj scris, poate a lăsat mesaj și audio pe sistemele electronice. Deci contactele și relații în care se caută structuri conflictuale, interese, motivații, dar de anvergură care se poate ducă la un astfel de suicid, sunt interesante. Vom vedea ce va fi. Să știți că din experiențele mele cu acești militari din diverse baze ale lumii, peste tot s-au întâmplat din astea. Iată, de exemplu, nu știm ce va fi în anchetă, dar o ușoară prezență feminină s-ar fi putut în această întâmplare. Pentru că dacă e vorba de o prestație pur și simplu de servicii sexuale, fetele care fac din astea nu sunt departe de tâlhăroice, de agresive, vin dintr-un anumit mediu, de regulă nu se înțeleg la bani,
cu mine nu merge să facem roman. Bine, trebuie să putem să luăm în calcul și o relație de tip homosexual, domnule profesor. Adică posibil, nu se exclude absolut deloc o chestie. Am avut cazul Ioan Lucian Mihalea în anii 90, care a fost de asemenea cu o crimă pasională la momentul respectiv, greu de explicat. Da. Așa este. Dar de obicei, dacă era o chestiune, să zicem, pe fondul unor tensiuni familiale, n-ar fi trebuit să existe un bilet de adio? De obicei cam așa se întâmplă. Cam așa. Mamă, tată, iubito, nevastă, mă sinucid că nu mai văd un rost al vieții împreună. Ar fi percheziția electronică să iese niște mesaje. Da. Am înțeles că omul a stat pe cap. Nu, mi se pare o zi, două, și în această perioadă e posibil să fi lucrat masiv pe telefonul mobil, să fi trimis mesaje, să fi contactat persoane. Lucrurile acestea se vor desfășura încet, încet, cu calm. Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Era important să înțelegem punctul ăsta de vedere. Totuși, ne-ați dat această informație care, cu francheța care vă caracterizează. N-ați văzut niciodată un caz de sinucidere cu foarfec. Da, e foarte interesant. Mulțumesc, profesorul dr. Tudorel Butoi, psiholog criminalist cu noi. Un scurt comentariu din studio, Ciprian. Te-a șocat povestea asta? Se pare așa o treabă de James Bond, mai degrabă. Mai degrabă. Servicii implicate. Da, nu prea place mie să intru în teorii dintre astea conspiraționiste sau filme de Hollywood, dar am învățat în politica noastră și cu extindere în cea externă de care mă ocup, că nu sunt coincidențe în politică. Mm-hmm. Nu prea există coincidențe. Iar faptul că am avut un înalt demnitar care a venit cu o cohortă, cu o echipă în România, de curând, francez, și avem acest soldat sub ofițer care moare efectiv ca în filme, deci ca în filme, cu foarfecă, deci fără intrare de nefrație. Deci dacă te duceai la mall să vezi un film așa și era scena asta de început de film, rămâneai în scaun așa. Aici la noi s-a... Parcă titrau că s-a oprit apa în sectorul 3, nu că asta ar mai fi vreo știre. Deci era așa, da, înțelegi? Deci militar găsit mort într-o cameră de hotel cu o foarfecă înfiptă în gât, aia foarfecă pe piept. Au trecut peste așa de parcă era o chestiune cu care... Nu știm care este cauza divorțului din familia acestuia, da? Adică dacă mergem, să facem cum e la matematică, că mie îmi place, mi-a plăcut matematică, o reducere la absurd, da? Să presupunem că acest om întreținea relații nefirești, cum o spun creștinii, cu un alt bărbat, nu? Care probabil era din echipa înaltului demnitar francez sosit la noi în țară de curând. Dacă omul probabil într-un caz de cedare psihică sau ceva ar fi vrut să răbufnească, să dea asta publicității, serviciile au datoria de a rezolva problema. Probabil au încercat să-l convingă să tacă, omul n-a cedat, cine știe ce să... Da, suntem pe tărâmă speculațiilor. Dar un lucru e cert. Unu, ne-a spus și domn profesor Butoi. Unu, nu există sinucidere cu foarfeca. Doi. Nu, n-a văzut-o, fi existând, cum să spun. Hai să mergem, ce spune omul ăsta. La stadici. Și cu periuța de dinți te poți sinucide. Te ucizi cu foarfeca în zona dreapta gâtului, după care ți-o pui pe piept. E cam bacul ăla care se sinucizi cu dușpa, dar nu i-a dat drumul, știi? Da, exact. Când te sinucizi cu foarfeca, teoretic, dacă ținem minte orele de anatomie, că tot vorbeam de matematică, dom'le, durează 3 minute, 5 minute până ți se scurge sângele din gât, până intri în șoc. Adică nu e ca la glonțul un cap în care ai murit în fracțiune de secundă. Deci hai să-l judecăm un pic limpede. Nu suntem noi specialiști, nici nu pretindem să fim. Dar nu putem să nu observăm niște detalii care efectiv nu au răspuns. Și mai mult decât atât, având în vedere specificul nostru românesc că îl cunoaștem, liniștea care s-a așezat pe acest caz. Da, asta este fără. Adică dacă... Deci asta confirmă că acolo e ceva ciudat, foarte ciudat. Da, mai ales că, cum să spun, deci eu când v-am spus, când am sunat-o pe recepționeră, săraca de ea, cer scuze, dar n-am vrut să vă sper, eu cred că săraca n-a mai stat jos, a luat-o cu tremurat. Și m-a sunat presa. Nu, că nici n-a spus cine sunt, că sunt turcesc. A zis, sunt ziarist, că m-a întrebat în ce calitate mă sunat. Săraca probabil o fi zis, a vrut să raporteze după aceea. M-a sunat cineva, m-a întrebat de crimă, că nu se știa nimic. Deci era, mi-a spus, e confidențial, nu putem să spunem absolut nimic. Bun, am înțeles. Cineva îmi trimite un mesaj interesant, o perspectivă interesantă și zice, dom'le, dar dacă acest militar era implicat și răspundea de cazarea și hrana militarilor care au protestat în unitatea aceea militară, da? Pe care a vizitat-o ministrul apărării din Franța. De la 5, nu? Unde militarii au zis că nu primesc mâncare bună, că e o problemă. Da, uite, e și asta, poate să fie o perspectivă.
Da. Deci eu cred că va trebui să așteptăm un pic să vedem cum se poziționează autoritățile din România și poliția în primul rând și cam cât de multe lucruri reușesc să afle, pentru că dacă e foarte interesant, o știu de la un specialist în chestiunile astea, dacă nu vor reuși să afle foarte multe lucruri, e evident că am avut de a face cu o operațiune specială, pentru că de obicei în astfel de cazuri, în cazul unor operațiuni speciale, băieții care execută mandatul știu extrem de bine să-și acopere. Dar știi la fel de bine ca mine, în acest moment când discutăm, da, că nu vom afla decât cel mult că a fost sinucidere. Nu, păi asta, deci nu, nu, noi putem face un exercițiu logic, deducție, da, că despre asta e vorba. Dacă nu vor începe să apară povești cu... Se întâmplă într-un hotel, înțelegi? Până la ora asta, dacă era vorba de o chestiune care se putea rezolva, orice hotel are camere de supraveghere, pe culoare, pe nu știu ce, pe un alt. Adică până la ora asta ne-ar fi spus, a intrat în cameră cu tărică. Exact. Da? Hotelul ăsta despre care vorbim nu e hotel pe care să te poți cățăra afară, să intre pe balcon. Da? Și nici în piața presei libere, da? Da. Hotel de sticlă, deci nu prea merge să te cațări pe balcon. Un buricul târgului, multă lumină. Adică fiind serios. Dar eu cred că autoritățile noastre competente vor soluționa cazul, ca în multe alte situații de până acum. Mortul e de vină. Mortul e de vină, da. Aia va s-a împiedicat în foarfecă. Asta va fi explicația. Se ducea spre să se tundă la baie și când a alunecat pe covorașul de la baie și s-a înfipt foarfeca în gât. Apoi și-a pus-o pe piept și a murit. Hai să fim serioși, de asta spun. Este o cerere foarte suspectă în toată treaba asta. Și eu aș vrea pentru toți cei care zic, doamne, dar ce discutați subiectul ăsta cu oricum? Doamne, dacă s-a întâmplat cu un militar român, doamne ferește, în Franța, sau în Afganistan, sau pe undeva, într-o chestiune, adică nu era niciun pic de emoție, nu era nimic, da? S-a trecut foarte rapid peste această chestiune. Peste ce însă nu trecem foarte rapid este o chestiune, și aici sunt invidios pe Ciprian Purici aici prezent în studio, o să vă spun imediat și de ce. Astăzi Agenția Națională de Integritate, la prima oră de dimineață, așa, nici n-am apucat să ne trezim cu toții, ne-a anunțat că a trimis la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție dosarul prin care doamna Clotilde Armand, primarul sectorului 1, este acuzată de ANI, ăsta ar trebui să fie termenul, că, haideți să vă citesc din, exact din ce spune, de conflict de interese administrativ. În exercitarea atribuțiilor de primar, Armand Clotil Marie Brigitte a semnat dispoziții prin care s-a numit pe sine manager de proiect, finanțat din fonduri europene, și această numire i-a produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 de lei. Cu alte cuvinte, și-a majorat indemnizația lunară cu până la 30%. Detalii într-un material realizat de B1 TV, de redacția B1 TV, după care vă spun și de ce sunt cumva invidios pe flerul lui Ciprian Purici. Încă de acum 3 săptămâni, după ce am parcurs o verificare pe care o facem periodic la toate primăriile de sector și la Primăria Capitalei cu privire la legalitatea emiterii dispozițiilor primarilor, am sesizat că ceva este în regulă cu acele dispoziții prin care, pe de o parte, primarul sectorului 1 s-a autodesemnat manager de proiect, iar pe de altă parte, în acea calitate, și-a atribuit și o indemnizație de 30%, un spor de 30% din indemnizația de primar. Prefectul Toni Greblă spune că prefectura a făcut sesizare la ANI și a cerut instituției să facă verificări. Toate aceste lucruri ne-au creat o suspiciune, motiv pentru care, pentru a verifica îndoiala noastră, am sesizat Agenția Națională de Integritate în legătură cu acest fapt și am solicitat un punct de vedere. Este rolul instanțelor de judecată, respectiv al parchetului, să analizeze fiecare pe rând starea de incompatibilitate și respectiv conflictul de interese, dacă există. De asemenea, prefectul Capitalei anunță că va ataca în instanță toate dispozițiile semnate de Clotilde Armand, prin care edilul sectorului 1 s-a autodesemnat manager de proiect și și-a majorat și salariul. Eventuale măsuri pot fi luate
după rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești. Până atunci, însă, da, prefectura va ataca, îndată ce va primi sesizarea oficială de la ANI, va ataca în instanță dispozițiile primarului prin care s-a declarat manager de proiect și a încasat niște sume de bani. Odată cu atacarea în instanță, efectele dispozițiilor vor fi suspendate până la rămânerea definitivă a hotărârii. De partea cealaltă, Clotilde Arman susține că e hărțuită de PSD și că tocmai prefectul capitalei i-ar fi spus că nu încalcă legea. Sesizarea făcută de PNL împotriva mea spune așa: primarul sectorului 1 s-a numit manager de proiect și a încasat 3500 de euro în 5 luni. Adică eu, primarul, n-am voie să fiu manager de proiect, fiindcă m-am numit singur și mi-am semnat singur dispozițiile de numire. Nimic mai fals. Înseamnă că toți primarii din România care își semnează lunar pontajul sau care își măresc indemnizația sunt în conflict de interese. Toate dispozițiile semnate de mine sunt verificate dacă sunt legale și ajung la prefect. Prefectul a spus că sunt legale, a scris Clotilde Arman pe Facebook. Ciprian Purice scria în cetățeanul.net pe 17 octombrie 2022 un editorial intitulat "Cum a fost abandonată Clotilde, acest proiect atât de special al factorului extern." Adică ce vrei să spui, stimabile? Dacă plecăm în analiza evoluției politice românești în această dihotomie factorul intern, factorul extern, când spunem factorul extern, nu ne referim neapărat la ceva odios care vine să ne fure pământurile și copiile. Nu, sunt interesele externe în interiorul României. De obicei, interesele externe ale altor state au un scop clar, să facă bani. Da? Că și noi, dacă aveam interese în Ungaria, să facem bani, da? Și să deținem controlul în acel stat. Eu am observat că, în special după 2020, factorul extern a început să aibă proiecte, altfel de proiecte decât cele de până atunci. Cum era până atunci? Erau diversi oameni, cetățeni români, care erau cu Occidentul în suflet, ca să spunem așa. Și tot ce era din Occident era perfect, era o utopie, era bun, România era, de cuvinte, interese de CNA. Și atunci s-a trecut la next level, prin care vin efectiv oameni, nu cetățeni străini, că nu avem probleme cu cetățeni străini, dar alogeni, care nu au nicio legătură cu România, care nu înțeleg cum funcționează România și cu bune, cu rele, cum e poporul ăsta, și sunt montați pe funcții, într-un mod complet artificial, pentru că, uite, acum constatăm că, cum era vorba aia, afară e vopsi gardul, înăuntru leopardul, adică acești oameni sunt incompetenți, n-au nicio legătură cu funcțiile pe care le ocupă, ba, vor să se specializeze la locul de muncă, cum era în anii 90, nu? Și ei au ajuns pe funcții, nu vine ambasadoarea Franței să zică gata, voi votați-o pe Clotilde. Nu, au fost oameni care au lucrat, au sprijinit-o să ajungă în aceste poziții și să au lucrat pentru factorul extern, dacă vreți, ca să nu se vadă că de fapt acești oameni n-au nicio legătură cu România și cu românii și că cu atât mai puțin să ocupe acele funcții. De la un moment dat, în schimb, cu oamenii politici, când vedem că oamenii politici o iau așa prin păpuriș, deraiază, e clar că cineva îi abandonează. Nu mai sunt asistați, nu mai au consilierii buni pe care i-au avut, nu mai au sprijin. Deci la asta te referi, la abandonul este, apropo de consiliere, că există o perioadă. Și, încă o dată, Clotilde Arman, din punctul meu de vedere, a fost un proiect pilot, foarte special al factorului extern, repet, în care erau cetățeni alogeni, ca să nu le spunem străini, puși direct în funcții. Adică, mai ceva ca pe vremea domnilor fanariote, noi pe domnilor, la fel, vin... Unii n-au nicio legătură, sunt montați acolo și noi trebuie să-i slujim și nici măcar nu trebuie să ne întrebăm dacă ei sunt competenți sau nu. Și atunci, în partea cealaltă, factorul intern a lucrat. A lucrat ca să se arate că nu i-a făcut nimeni doamnei Armand un rău intenționat sau domnului Friț de la Timișoara sau domnului Nicușor Dan. Nu le-au făcut altceva decât s-a expus să vadă toată lumea ridicolul în care se scaldă acești oameni, impostura, că sunt niște impostori, și incompetența. Da? Și ei au fost abandonați. În cazul ăsta concret, eu sunt convins că doamna Armand a întrebat pe acolo pe cineva din jurul dumnei. Doamne, e în regulă că eu să mă pun? Și a primit garanții că e în regulă, a primit garanții că nu-i, atât, doamna Armand, că nu-i susține, se întâmplă nimic. Susține că departamentele juridic, economic și resurse umane i-au spus că lucrurile sunt în regulă. Uite, s-a mai auzit referendul ăsta de fiecare la primar care veneau și spuneau la un moment dat: doamne, mi-am luat viză, inclusiv Oprescu, la un moment dat, dacă vi-l aduceți aminte pe niște chestiuni, spunea: păi eu mă știu să semne, mi-au dat viză de la departamentul nu știu care, juridic, de la cutare, mi-au spus că am garantat că este în regulă. Dar la vremea respectivă, că asta e problema, Silviu Sergiu,
Știi cum striga doamna Clotilde Armand, nu pot să o imit, dar striga la pușcherie. Da? Adică acum am văzut niște eforturi absolut ridicole ale unor colegi de partid ai domniei sale, încercând să spună, să găsească nuanțe în chestiunea asta. În mod normal, doamna Clotilde Armand, să spunem, autosuspend acum în funcția de primar până când ar spune ancheta dacă am greșit justiția, sau nu. Justiția să-și facă treaba. Să nu știu ce, adică sigur că vorbim utopii în momentul ăsta, nu se va întâmpla chestiunea asta, dar e iarăși o palmă dată electoratului, care a crezut pe oamenii ăștia că dacă ei vreodată vor fi puși într-o astfel de situație, reacția lor va fi, îmi pun mandatul pe masă, mă duc să mă anchetez. Mai vreau să spun ceva, numai și puțin, eu nu vreau să întâmple asta. Nu. Vreau să rămână doamna Armand în funcție, numai vorba puțin. Vorba poetului Chip de Lut, când eu locuiesc în sectorul 1, tu locuiești la Vâlcea. Dacă vrem să, ca România să zboare, cu toții adică, trebuie să... Și eu tot în 1 stau. Adică, eu mai stau încă o dată, în București, în București eu locuiesc în sectorul 5, care e cel mai năpăstuit de 30 de ani. Nu. Dar doamna Armand să rămână în funcție că ghiulea mai bună să distrugă acest produs alogen securistic numit USR, nu există. Nu, mai dovezi, trebuie să te contrazic, ce ne auzi să se noteze. L-am contrazis pe Ciprian Purice, eu nu cred că este un produs, cum ai zis, alogen, securistic, da. USR-ul. Da. Uniunea Serviciilor din România. Nu sunt de acord. Așa zice, am cer scuze. Să se noteze, da, moderatorul emisiunii sub semnul întrebării îi cere să producă dovezi domnului Ciprian Purice. Da. Aveți dovezi? E o opinie personală. Așa? Mă prevalez de drept iar la eu, iar eu sunt... Poți să argumentez, în schimb, chiar și pentru domnii de la CNR. Nu vreau să fiu de acord deloc cu aceasta. Eu nu cred. Cred că este un produs foarte pur al politicii românești. De atât de pur că e străveziu. Dom'le, e pur. E un produs de o puritate extraordinară. Sigur, suntem și ironici și ușor lăutăcioși, dar ideea este că acum, dincolo de... Ideea e că doamna Armand are o problemă. Are o problemă mare. Da. Sunt și acuzații pe care le formulează o instituție care, mă rog, pe mine m-a luat și prin surprindere chestiunea asta, pentru că eu am renunțat de multă vreme să mă uit pe comunicatele de presă care vin de la ANI, că m-am plictisit să aud de aceiași primari de comune, de consilieri locali, de pânsate și așa, pe care îi prindea ANI. Mare dreptate, da. ANI și-a pierdut toți dinții, nu mai era... nimic în statul român. Și deodată, iată, uite, să arătăm prima poziție. Colegii, puteți să dați laptopul meu în ecran dacă vreți că arătăm în momentul de față aici, da? În comunicatul de presă, doamna Armand... Dar fii atenți, Sergiu, că asta e foarte interesant. Alături de niște primari de comune. Ce zic cei de la ANI? Dar zic așa, era... Deci, a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului, fii atent ce proiect... îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție. Da. Deci, bă, și într-un proiect de genul ăsta, da? Încălcându-se prevederile, e finanțat din fonduri europene, atenție produsul ăsta, îl vedeți acolo, quantumul, 18.720 de lei, 5 dispoziții semnate de doamna Clotilde Armand, care au dus la majorarea indemnizației lunare cu până la 30%, din 18 februarie 2022, da? Exercită simultan și funcția de primar al sectorului 1 și funcția remunerată de manager de proiect, nerespectând dispozițiile ART 87 și așa mai departe. Ceea ce e clar, Agenția Națională de Integritate a sesizat parchetul cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către Armand Clotilde Marie Brigita, infracțiuni de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane. Da? E o chestiune penală, articolul 31 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuțiilor de primar, respectiv în perioada februarie-august 2022, a semnat un număr de 5 dispoziții care au dus la crearea unor venituri suplimentare pentru sine. Da? Acum, știu că doamna Clotilde Armand a venit cu punctul dumneai de vedere. Legea nu este însă, nu este de partea doamnei Clotilde Armand. Legea, cu siguranță, nici doamna Armand și nici măcar ANI nu o să stabilească. Vom avea o instanță care va spune ce s-a întâmplat. Mm-hmm. Vreau să spun numai că apărarea pe care doamna Armand a ales să, la care a ales să facă apel, nu cred că o ajută foarte mult. Într-o astfel de situație, dacă duci discuția într-o zonă politică, adversarii de la PNL, de la PSD, ok. Păi și ce altceva să zic? Știm cu toții. Da, și ce altceva să vă zic? Eu vreau să vă reliefez, o nuanță. Eu spun vă că vă dați seama că... ce-i în capul acestei doamne. Dacă ea, hai să văd o nuanță care nu s-a discutat deloc în presă. Dom'le, dar de unde are ea competența să fie manager de proiect la proiectul ăsta?
Dar de unde până unde atâta tupeu să consider că te pricepi? Dom'le, un manager de proiect muncește, că știm și noi cum e cu fondurile europene, dar mai ales la finanțări mari. Acum muncești, strângi, doamna, coordonezi. Deci de unde? Dumneaiești cu Elena Ceaușescu. Dumneaiești cu Elena Ceaușescu mai acumulau funcții și astea. Și mai spun ceva. Adică, da, e posibil să ai dreptate, Ciprian, dar nu... Cum, garantat, Andrei, nu mai e niciun primar în țara asta manager de proiect. Despre ce vorbim? Dacă făcea, dacă se punea Bolojan, de la casă nu vorbim de aici din capitală, sau Băluță, sau Negoiță, dacă se punea un manager de proiect, la câți bani europeni au atras acești primari, păi erau milionari. Nu, din, nu, din bani de proiecte europene. Hai să fim realiști. Și orice alt primar din orice alt partid, dacă s-ar fi pus în situația asta, ar fi fost cu siguranță o dezbatere extrem, extrem de efervescent. Și probabil arestat deja de parchetul european. Ce era dacă era Băluță în situația... Arestat adică... deja de parchetul european. Deja. Bun, acum... La ora asta era arestat. Nu, să știi. Da, da, da. Am vrut să contrazic, da, după aceea să bani europeni, nu poți să știi ce. Imediat după publicitate, da, când intrăm în legătură și cu Mirel Palada, am să vă spun că va, așa a fost pusă întrebarea, pentru a se ajunge la pace cât mai repede. Și desigur, sunt unii care spun, păi da, ceva, dar n-a zis că să se cedeze teritorii. Și cam ce ar putea să cedeze altceva Ucraina decât teritorii? Pe Zelenski. Pe Zelenski ce? Legat de... Să-l cedeze. Să-l cedeze pe Zelenski. Să fim serioși. Ne întoarcem foarte rapid cu graficele și cu o legătură cu Mirel Palada de asemenea. Există un barometru intitulat... e un barometru scos, de fapt, de Laboratorul pentru Analiza Războiului Informațional și Comunicare Strategică, LARIX, în parteneria cu Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale, ISPRI, al Academiei Române. Sondaj de opinie în perioada 29 septembrie-10 octombrie 2022, volumul eșantionului 1001 persoane, eroare maximă admisă plus minus 3,1%, grad de încredere de 95%. Bun, cred că am spus tot ce trebuia să spun pentru a fi liniștiți cei de la CNA și cei care poate cred că, nu știu, e vreun sondaj de pe marginea șanțului. Nu. Suntem împreună cu Mirel Palada, care ni s-a alăturat via Skype și mă bucur că avem sociologul cu noi în această analiză, în această încercare de a decripta câteva dintre slide-urile acestui sondaj, un sondaj cu multe informații. E o întrebare aici, Mirel Palada. Cum credeți că ar trebui să se oprească războiul din Ucraina? M-am tot certat pe internet astăzi cu niște vașnici apărători ai eroului mondial Zelenski. Și 70,5% dintre respondenți la întrebarea cum credeți că ar trebui să se oprească războiul din Ucraina au răspuns, după cum notează autorii acestui barometru, trebuie oprit urgent războiul, chiar dacă asta ar însemna să cedeze și Ucraina ceva. 28,2%. Ucraina ar trebui ajutată până o să câștige războiul și până când Rusia se va retrage din Ucraina. Nu știu, nu răspund, 1,3%. Când zic aici trebuie oprit urgent războiul, peste 70% dintre respondenți, chiar dacă asta ar însemna să cedeze și Ucraina ceva, tu cam ce înțelegi, Mirel Palada, că ar putea să cedeze Ucraina? Care ar fi acel ceva? Aici, în primul rând, trebuie făcut un mic comentariu la adresa, un comentariu metodologic răutăcios la adresa formulării întrebării, pentru că e posibil ca acest 70%, care e destul de mult, e 2 la 1, da, două treimi din români zic să cedeze ceva, să fie rezultatul acestei formulări vagi, imprecise, care poate să fie înțeleasă și de genul minimalist. Ceva acolo, un sat, două sate, cinci sate, și lumea să nu înțeleagă proporțiile discuției referitoare la cedare. Pe lângă Crimea, care oricum era ocupată din 2014, este vorba despre o bucată însemnată undeva aproape la 20% din teritoriul Ucrainei și cred că dacă ar fi fost formulată 4 județe din 40 sau 4 județe din 20, poate ar fi fost un pic diferit. Asta ca prim comentariu. Al doilea comentariu este felul în care românii, noi în general suntem un popor pacifist, dincolo de toate răutățile ce se discută zilele astea, nu ne băgăm atât de repede la tăvăleală și în consecință poate să fie și urmarea acestui fel de a fi. Când zici, domnule, să fie bine, să nu fie rău, să fie pace, maică, să fie pace.
Și o componentă din răspuns este tipul ăsta de atitudine rezervat, înțeleaptă, politicoasă și lipsită de violență, de fapt care evită violența, să fie pace, să orice, dar să nu fie război. Și asta permează întrebarea, dar mai ales principalul motiv pentru care este la 70% este faptul că românii, și asta se vede și în sondajele Sociopol, au început să simtă frigul, să simtă mușcătura frigului, a facturilor, la gaz. Păi fii atent, da, uite, chiar, rog pe colegii mei, puneți un slide-ul de aici, mai sus, cred că erau următoarea pariu, în care erau întrebați românii, hai să găsim acel slide, unde, care este cea mai mare preocupare a dumneavoastră în ceea ce privește războiul din Ucraina? Sunt slide-ul 13, da. Întrebarea 10. Da, întrebarea 10. Și în documentul PDF, regia, pagina 13. Și 46,3% din români, deci când vine vorba de cea mai mare preocupare în ceea ce privește războiul din Ucraina, nu e că vine Rusia și își face mai aproape de România, de granițele noastre, că mor oameni la un moment dat. Te-ai fi așteptat. Românii, 46,3% zic că va duce la creșteri foarte mari ale prețurilor energiei și ale prețurilor în general. Da? După aia, jumătate, 46. De jumătate, da? După aia, mă rog, unii se tem de o amenințare a utilizării armelor nucleare de către Rusia, 22,9%, deci 23%, 23%. Aproape, da? Teama că ar putea duce la al treilea război mondial, 17,7%, da? Și după aia, amenințarea unei invazii ruse în România, doar 4% dintre respondenți. Adică, rușii și-au demonstrat neputința militară de manieră cât se poate de convingătoare în ultimile 8 luni de zile și este clar că dacă românii la început erau vreo 30%, noi am măsurat în martie când a început războiul, și erau vreo 30% care se speriau că o să intre rușii în România, acum iată că s-a ajuns deja sub 5%, semn că românii și-au dat seama, ca și toată omenirea, că rușii nu au reușit, nu au fost atât de năvalnici, de războinici, de pricepuți în a cuceri teritorii. Și dacă n-au fost ei în stare să cucerească jumătate de Ucraina, e mult mai greu să cucerească o țară care se află sub scutul NATO, de unde și această lipsă. Mirel, dacă îmi permiți, vreau scurte păreri și din studio rapid pe chestia asta. Avem 4 minute și mai multe slide-uri pe care măcar aș vrea să le vedem. O să mai am ocazia să le discutăm. Dar Ciprian, Silviu, cum vi se pare până acum povestea asta, raportarea la Ucraina, a noastră, a românilor? În primul rând, românii, pe lângă mușcătura frigului de care vorbea Mirel, mai au și puține cunoștințe de istorie. Sau dacă nu au cunoștințe de istorie, deschid cartea de istorie să le rememoreze și o să vadă. Și au văzut că până pe la sfârșitul secolului XVIII, Crimeea se numea Hanat și n-a fost ucrainean niciodată și a fost făcut cadou de sovietici Ucrainei. Mai știu românii că cele trei județe din sudul Basarabiei n-au fost niciodată ucrainene, nici locuite de picior de ucrainean. Mai știu că Ținutul Herța și nordul Bucovinei și Cernăuțiu n-au fost niciodată ucrainene, ca să nu mai vorbim de Transcarpatia și alte regiuni care au fost alipite Ucrainei de-a lungul secolului. Asta nu înseamnă că suntem într-o istorie revizionistă, dar nici nu putem cădea pradă propagandei. Și dacă o să ne uităm la restul sondajului, să vedem când cine se opune păcii, cine e de vină pentru război, să vedem că românii n-au căzut victime nici propagandei de la Est, nici propagandei de la vest, da? Ci am cam înțeles despre ce e vorba acolo, am înțeles cât de băgați sunt americanii acolo, ce vor rușii de fapt de acolo și probabil singura soluție către pace mai devreme sau mai târziu va fi celeba. Deci eu cred pace că acest sondaj este un imens rateu. Eu nu știu ce expertiză are Larix în povestea asta cu sondajele, dar eu m-am uitat pe un sondaj făcut de Inscop, de pildă, la începutul acestui an, care spune că încrederea românilor în NATO, UE și SUA a crescut masiv pe fondul amenințării Rusiei la adresa Ucrainei și că 77% dintre români consideră că vestul este direcția înspre care ar trebui să îndrepte România. Deci, pe asta rezultă. Băieții ăștia de la dacă permiteți un comentariu. Numai puțin că vreau să spun un lucru despre ce a spus dumneavoastră și eu cred. Întrebarea are o mare problemă, relativizează mult prea și induce o stare de confuzie. Apropo de cedare, da, cu ceva, trebuie să dea ceva. Pentru că dacă întrebau direct, domnule, ar trebui să cedeze teritoriul, vă spun că cifrele erau altele, că lumea se gândește, bă, dar stai cu să le dai pământ așa, vin peste tine și le dai pământ. Da. Mirel, te rog.
Da, este un fenomen care prezintă o dinamică foarte accentuată. Opinia publică la adresa unui asemenea eveniment și care are o formă bine definită, urcă brusc și pe urmă încetul cu încetul scade. Încrederea în instituțiile de apărare a crescut puternic, fulgerător, odată cu izbucnirea războiului, lucru care a fost observat și în institutele, în măsurarea institutului aproape civil pe care l-ai menționat. Ce înseamnă asta? Și în... O să îți explic după când ne vedem. Nu, ce înseamnă, în... serios? Păi nu, ci, nu. O să îți explic când ne vedem. Aproape civil? Și, în, și în datele noastre. Noi când am măsurat am văzut acest fenomen de tip rally around the flag, așa se numește, rally around the flag, când apare o criză, un pericol iminent, lumea se adună în jurul celor pe care îi percepe ca fiind în stare să apere. Pe măsură ce fenomenul se cronicizează, lumea începe să zică, bă, e război, bă, ne-am plictisit de el, bă, e asta cu curentul, și atunci lumea începe să-i vadă de manieră din ce în ce mai critică, fie pentru că nu mai prezintă din, doar... Dumneavoastră la Sociopol confirmați această prăbușire? Adică confirmați cifrele Larix? Confirm faptul că este un nivel de încredere în instituțiile occidentale mai scăzut decât în martie, nu atât de scăzut precum a fost prezentat în sondajul Larix. Care era în martie nivelul și care e acum? Păi în martie se dusese undeva spre 60 și spre 70, acum s-a întors înapoi 50, poate chiar 50. Vă propun să reluăm această discuție pe sondaj. Închei cu un singur slide pe care vreau să-l arăt la final, care e dureros, reală.